Un tânăr de numai 27 de ani susține la Paris în 1878 doctoratul cu tema despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare. Revistele din Paris au publicat recenzii elogioase, iar analele observatorului din Paris i-au tipărit lucrarea în întregime. Un alt mare matematician român, Gheorghe Țițeica, aprecia astfel teza lui de doctorat. A înscris pentru totdeauna numele lui Haret în știință. Spirou Haret era primul român care obținea un doctorat în matematici în Franța. Pentru cei mai mulți dintre noi, numele lui Spirou Haret nu se leagă în primul rând de această contribuție fundamentală la matematici. Spirou Haret este cel care a așezat învățământul românesc pe temeinice baze, a înțeles perfect rolul pe care îl are educația într-o societate și s-a străduit să creeze condițiile necesare pentru ca profesorii să-și poată împlini menirea, iar elevii să poată învăța. Avea un respect deosebit pentru dascăli. În martie 1897 devine prima oară ministru al instrucției și cultelor. Atunci a elaborat două legi de temelie ale sistemului școlar, a învățământului secundar și superior și a învățământului profesional. A creat cantine școlare, a introdus împărțirea de manuale gratuite copiilor săraci. După plecarea de la minister, are durerea să vadă în buna tradiție românească cum tot ce lucrase el, alții caută să dărâme. Revine în fruntea ministerului după 4 ani și înființează Casa de Economie, Credit și Ajutor a Corpului Didactic. Cunoștea bine situația materială a școlii românești. De o corectitudine greu de înțeles de unii dintre contemporanii săi, refuza compromisul. A făcut parte dintr-o comisie de examinare a concursului pentru bursă. Un senator, văr cu ministrul învățământului, generalul Tell, avea un protejat care rămăsese fără bursă. Tell avea posibilitatea să-l treacă supranumerar, dar a vrut să dea o înfățișare de legalitate. A chemat în cabinetul său pe profesorii comisiei de examinare, pe protejat și 3 admiși luați la întâmplare și a cerut să fie examinați în fața lui. Haret și un alt profesor și-au dat demisia în semn de protest. A fost numit membru în Consiliul Permanent de Instrucțiune alături de Alexandru Orăscu, PS Aurelian, generalul Davila. Și-a dat curând demisia, intrând în conflict cu ministrul. A fost numit inspector general al școlilor, post creat atunci. Și-a luat sarcina în serios, a călătorit prin țară, a alcătuit rapoarte și nu s-a descurajat că multe au rămas fără răspuns sau chiar necitite. Ideile sale provocau adesea nemulțumiri, fiindcă loveau în deprinderi învechite. La o serbare a premiilor în București a vorbit despre promovarea elevilor cu orice preț. Bacalaureatul, care prin sine nu dovedește nimic în privința capacității elevilor, a ruinat examenele anuale, ce erau o instituție adevărată. Școlile speciale particulare, așa numitele fabrici de bacalaureat, atrăgeau pe toți elevii leneși. Se ridica și împotriva reexaminărilor din septembrie a tuturor corijenților din iunie. Toți contează pe examenul din septembrie, pentru care se prepară nu prin studii, ci prin intervențiunea pe lângă profesori. Pe mormântul lui s-ar fi putut trece ca epitaf propriile cuvinte. Nu cu ură se poate lucra pentru binele unei țări, ci numai cu iubire. Mâine vă prezentăm un nou episod din cadrul proiectului Istoria României în 100 de momente esențiale. Toate filmele pot fi văzute pe site-ul eualegromânia.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.